Am avut interesante cazuri. De exemplu, am avut un caz, ne-am dus la inspecții, am intrat pe ușă, dar ei aveau curte în spate. Ne-au reținut, cam 20 de minute au reținut colegii și ei, în sfârșit, când au intrat, unul a fost mai ager, a tras cu ochiul și acolo un grătar în curtea din spate ardeau probele. Deci era un grătar cu documente. Ardeau probele și când l-au stins și au scos bucățele care au rămas, erau exact firmele alea care le căutam noi. Deci, evident că am sancționat, nu se discută, 5 milioane, îmi pare că a fost amenda. Am avut alte cazuri când, de exemplu, am mers la agent economic și, bine, primii ani ne închideau ușa. Acum știu că nu se poate, au fost amendați. Acum se întâmplă cazuri când sting lumina. Deci vii, nu-i lumină. Am avut și așa un caz. Atunci ce am făcut noi? Am chemat colegii de la, adică colegii, agent economic care diselea Ion Finosa, care au constatat că nu a fost nicio pană, că au deconectat-o manual. I-am amendat, au conectat lumina.